aprobare procesul verbal de a ședinței ordinare a Consiliului Local de Legiu din 28.04.2020. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Proiectul ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, modificarea și completarea listei de investiții. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local a Comunei Legiu din 31.03.2020 și diverse. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Așa. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. Și modificarea și completarea listei de investiții. Da, aici o să vă prezint eu. Treaba este simplă. Prin OG50/2020 s-a rectificat bugetul de stat anul 2020 și am primit niște influențe în valoare de 57.000 lei. Dar, de fapt, cum sunt? Din estimare cotă directă de venituri ne-a luat 1.000 de lei, din estimare cotă de 14% ne-a luat 33.000 de lei și ne-a dat TVA pe echilibrare 91.000 lei. Totodată, în 3.04.2020, am încheiat cu Agenția pentru Finanțare Investiții Rurale contractul de finanțare pentru dotări cămin în sat Helegiu, cum e vorba de costumele populare. 24.000 de lei. Și s-a suplimentat lista de investiții cu investiția modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Helegiu prin montarea de corpuri de iluminat cu LED și achiziționarea de sisteme din telegestiune. În consecință am rectificat bugetul astfel. Deci la venituri, la cote de facate din impozitul pe venit minus 1.000 lei, la sume de facate din cote pe impozitul pe venit 33.000 lei și sume de facate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor 91.000 lei. Iar la capitolul 4802, programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală, 24.000 lei. Asta la venituri. Iar la cheltuieli, la capitolul 67, cămine culturale, la titlul 58, finanțarea națională, cu 24.000 lei. La capitolul 78, asistența socială în caz de invaliditate, la titlul 10, salarii, 10.000 lei, pentru completarea trimestrul acesta nu ajungea pentru salarii la indemnizații, nu indemnizații, la asistență socială. Iar la iluminat public și electrificări rulare, la titlul 71, cheltuieli de capital, 10.000 lei, iar diferența de 37.000 lei la drumuri. Bugetul avea la venituri suma de 8.571.760 lei, la cheltuieli 10.184.780 lei, cu un deficit de 1.613.020 lei la începutul anului. Da. Deci cam asta. Pe o parte, ne-au dat, pe o parte ne-au luat. Cele două proiecte, am mai studiat despre ele, cel cu Construirii Naționale, un proiect ce se derulează prin GAL, cu finanțare europeană. Noi am prins în buget, pentru că nu a fost prins inițial din lipsă de credite la începutul anului. 24.000 de lei, bani pe care ne recuperăm imediat ce depunem prima tranșă. Deja am depus proiectul la AFIR, cred că într-o lună de zile se și finalizează un proiect mic, repet, derulat prin grupul de acțiune locală de care ne face parte. Celălalt proiect e un proiect ce lucrează prin Ministerul Mediului. Cred că ați auzit și prin presă și prin televiziune, prin media. E vorba de un proiect de modernizare a iluminatului public cu lămpi moderne. Noi am început cu câțiva ani în urmă și am schimbat o bună parte din drumurile principale cu LED, dar dacă e un proiect, mai avem multe de schimbat, vorbesc de străzile adiacente și păcat să-l pierdem. Noi venim doar cu parte de proiectare, 10.000 de lei, restul până la 500.000 sau chiar până la 1 milion, dar noi am accesat pentru 500.000, vor fi bani de la Ministerul Mediului. Dacă sunt discuții pe tema celor două proiecte? Dacă tot schimbați becurile, ați putea face ca la Bursănești să vă dăm și camere de luat vedere. Nu știu dacă la Bursănești sau camere de luat vedere, noi avem în proiect, și am discutat
discutat chestia asta legată de camere, dar anul acesta n-am putut să... N-am putut să achiziționăm camere la vedere, pentru că pandemia ne-au forțat într-un fel sau altul să avem alte cheltuieli. De aceea am și renunțat la multe din activități pe care am făcut anul ăsta, pentru care și zile comune și nu mai. Nu cred că le vom mai ține, cred că nici legea nu ne permite, plus că banii respectivi o să-i ducem la momentul respectiv, da. Discutăm întrețe viitoare, acolo unei nevoie. E un an greu, vedeți cu toții și simțiți cu toții, sunteți agenți economici, mare parte din dumneavoastră, angajați, lucrurile nu sunt așa cum ne-am dorit să fie. Am în vedere camere și sunt utile din punctul meu de vedere. Noi avem în comună, dar doar în puncte fixe pe care le administrăm și le și urmărim, să spunem. Dar nu sunt multe, ar fi trebuit să avem mai multe. Am fost într-o discuție cu Romtelecomul. Au și venit, am făcut și măsurătorile. Investiția se duce undeva la 150.000 de lei, ținând cont că comuna noastră e destul de mare. Iar fibra optică, pentru că trebuie să fie un sistem complex, costă mai mult. Găseam și soluția și înțelegerea la Romtelecom de a plăti în rate, dar, repet, situația actuală nu mă poate ajuta în sensul ăsta. Dacă nu mai sunt întrebări, domnul președinte, să... Să punem la vot. Cine este pentru? Potriva, abține. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Comunei Helegiu din 31.3.2020. La. La 31.3.2020, da. Da, contul de execuție se prezintă astăzi. Veniturile totale aprobate în buget la 31.3.2020 au fost de 2.921.260 lei, încasările de 3.979.138 lei, adică respectiv 136,2%. Veniturile secțiunii de funcționare aprobate au fost de 1.733.090, cele realizate de 2.121.396, deci respectiv 122,4%. Veniturile secțiunii de dezvoltare au fost de 1.188.170, iar cele realizate de 1.857.742, 156,35%. Cheltuielile totale aprobate au fost de 4.481.924 lei, iar cele efectuate în sumă de 1.896.646 lei, realizarea acestora fiind un proces de 48,18%. La cheltuielile secțiunii de funcționare aprobate au fost de 1.581.664, iar cele efectuate de 1.182.344 lei, respectiv 74,75%. Cheltuielile secțiunii de dezvoltare au fost de 2.626.260 lei, iar cele efectuate de 708.301 lei, deci un procent de 26,98%. Deci contul de execuție la data de 31.03.2020 înregistrează un excedent de 2.088.117 lei, din care la secțiunea de funcționare un excedent de 908.682 lei, iar la secțiunea de dezvoltare un excedent de 1.149.065 lei. La finele trimestrului, Comuna Helegiu înregistrează un excedent cumulat de 2.104.339 lei. Astfel, excedentul 31.03.2020 2.088.117 lei. Excedentul anului precedent de 1.629.242 lei, din care s-au utilizat 1.613.020 lei. Cam astea sunt cifrele. Deci, da, discuții. Spune la vot cine este pentru. Contrivă, abține. Dacă nu o dorim să țin. Așa, și ultimul proiect diverse. V-ați abținut? Da. 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 Diverse. Cine să scrie la vot? Doamna Stanciu, domnul Stoica, domnul Magdalina și domnul Exaviescu. Doamna Stanciu. Domnul primar, stimați colegi, dacă fostul Cămin Cultural, unde e parcul pentru copiii acolo, s-ar opun leagăn, copiii sunt în pericol de accidentare.
Și bolienica sunt pe gravă. Vă rog să luați măsuri. Nu mai lasă, mai sunt mai multe probleme. Și m-am așa pe programul în trebuie să fel sunt, dar adică cam poate trebuie făcut un video. Adică trebuie neapărat o revizie acolo. Da, o să... Nu știu cum a fost, nu a fost băiță, am fost stămâna zile astea. Atunci au... Da, noi am început... Și a rămas pe demonic, acum adună gunoiul. Am început curăția din primăvară, imediat cum a reușit și am trecut la starea de urgență, starea de alertă, pentru că timpul stării de urgență n-am putut să... trimitem oamenii aceia puțin pe care noi avem. După cum știți, noi nu avem ajutor social decât foarte, foarte puțin în comună. Oameni pe care am folosit doar în ultima perioadă. Am început curățenia de primăvară, să spun, chiar dacă e spre sfârșitul sezonului, cu satul Drăguție și de Leniu ne-am curățat albia și acostamentul drumului național. Un extravilan, pentru că un intravilan e datoria fiecărui cetățean să-și facă curățenie în fața porții. Urmează să ajungem și în parcuri. La HDG un parc am cosit, am aranjat, pentru că băncile, topoganele sunt distruse, nu mai e vina primarului, știți foarte bine lucrul ăsta. Noi le-am luat, le-am utilat și la teren la fel și la HDG la fel. Sunt folosite de adolescenți diferite vârste, nu le respectă, nu le respectă nici pe noi, nu le respectă nici pe ei. O să ajungem acolo și facem o revizie, asta e clar. Nu știu dacă ne permis să achiziționăm acum mobilier, nici legea nu ne permite. Nu dar vedem... Da, dacă l-o rupt, e clar, este impracticabil. Mă uitam la Deren chiar săptămâna trecută, cu mașină, mă sus și o bancă și o jumătate din gard l-au răsturnat. Cred că o să fac, o să încerc într-un fel sau altul, nu știu. Pe la resurări, nu știu ce este. O să încerc să fac niște cocoași sau cum să facem de limitare a vitezei, chiar dacă am opus la un moment dat că am spus că strică cetățenii noștri, să spun, mașinile, o să facem. Una care vine, o să încerc să, pentru că turnăm asfalt în comună, să fac măcar în câte 3 pe sat, pentru a mai limita viteza, pentru că înțeleg de din cauza vitezei au intrat în banca respectivă, am intrat în curbă la 90 de grade, n-au reușit să o redreseze. Sigur o să ajunge și la Brătila, nu știu, la Brătila mi-aș dori să ieși cu o solicitare să facem ceva pe terenul acela care e rămas doar cu un mini parculeț, unde a fost clădirea căminului, pe care văd că mulți dintre prietenii mei, să spun, de la Brătila, m-a dat la cunoștință ca și cum aș fi fost vinovat de ce am dărâmat căminul. Căminul era într-o stare, cum știm cu toți, jalnică. Puneam în pericol copiii care se jucau în jur, l-am demolat cu scopul de a face altceva. Nu știu ce pot să fac la Brătila, pentru că avem deja 3 clădiri ridicate, inclusiv cea în care suntem și care arată foarte bine, din meu de vedere, și păcat că nu e folosit așa cum ne-am dorit noi. Mai avem încă 2 clădiri care sunt ridicate, acoperite și doar conservate. Una am dat-o, după cum știți, parohiei de la Mucani, donată. Împreună cu dumneavoastră am aprobat și am construit gardul de prejmuitor pentru primul care nu avea gard. Urmează, m-am fost găsit și cu părintele, poate din mai ajută și enoriașii. Nu știu cât pot să ajute, aș fi schimbat și acoperișul, iar apoi să-și desfătoare activitățile de gen, pentru că Brătila nu are casă raznicală sau casă mortuară, decât la Ciortea, în parohia de sus nu are, și cred eu că ar putea fi folosită și ca și casă mortuară, ca și cancelare parohială și cu... Dar să vedem dacă reușim să o facem. Și mai am o întrebare, dacă îmi permiteți. Se asfaltează drumul Ciortea de Sus? Ce ne puteți spune despre proiectul ăsta? Nu. Drumul Ciortea de Sus a fost anul trecut betonat până la partea de sus. Acolo unde chiar se impunea și erau probleme, mai ales că punea în pericol și circulația pe DN11. Nu avem resurse. Eu nu am astăzi nicio posibilitate să pot asfaltat și în interiorul cătunului acolo. Peste tot se impune, sunt de acord. Am încercat să prioritizez atât cât se poate întreaga comună. De aceea am și luat decizia de a începe cu Drăgugeștiu anul acesta, pentru că era singurul sat care nu avea drum principal asfaltat în întregime.
de regulă am făcut anul trecut. Eu consider că la Vrătila, drumurile principale făcute cu 10 ani în urmă și apoi drumul pe care le-am betonat noi, cel din strada Costea și cel de la Ciortea, sunt în stare destul de bună, folosit adevărat de mulți cetățeni, dar deocamdată nu avem resurse financiare. Avem proiect pentru Ciortea de Jos, zona de jos de la Momanu până la Momanu invers, dar la fel faza de proiectare e finalizată, acum avem documente de avizare depusă, dar nu avem finanțare. La fel ca și cele două străzi la Deleni, unde ar merita din punctul meu de vedere asfaltate urgent, pentru că acolo am reușit anul trecut și utilități, apă și canalizare, mă refer la strada Bovilii și strada Bisericii. Săptămâna care vine m-am programat și am discutat cu colegii mei de la partid să merg la București, poate găsesc înțelegere și să mai aduce niște bani în comună. Acum asfaltez doar Drăgugeștiu până la Prențu, încheiem practic drumurile principale asfaltate și reparații pe întreg drumul de la Deleni, unde au apărut mai multe găuri. Drum recepționat urmă cu 2 ani de zile, are vreo 7 ani sau 8 ani și trebuie neapărat reparat. Strada Pârâului la Vrătila, prins. Strada Pârâului, ca și strada Pârâului de la Drăgugești, fac parte din acel proiect pe care dumneavoastră știți, la care lucrăm în fața de avize, săptămâna care a fost la CNI. E un proiect pe CNI care are deja girul ministrului, avem ore de ministru semnat pe 31 decembrie. E un proiect foarte mare, eu sunt convins că îl vom duce la capăt, dar nu înseamnă că terminăm în august sau în septembrie. E un proiect care se va dura cu câte puțin 2 ani de zile și valoarea e destul de mare. E vorba de 1,2 km de asfalt și 9 poduri, 6 la Drăgugești, 3 la Vrătila, pe Pârâu, de Pârâu, de Pârâu vorbesc acum, cu o diguire de stânga-dreapta și cu acces rutier alternativ în funcție de... Da, doamna așa, mai aveți întrebări? Mulțumesc! Da, dăm pe locul domnul Stoica. Da. Domnul Așa, cum la timpul lor. În legătură cu dispensarul de la PDG, trebuie să ne spuneți și nouă cum este configurat sau este configurat. Configurat. Adică mă refer la ce mă refer. Cum sunt amplasate doamne locul? Sus, jos, băile? Un doctor, un cabinet medical va fi la parte și un cabinet medical va fi la etaj. De ce întreb de asta? Pentru că mi s-au dat la cunoștință de timp așa, că nu prea ar fi în regulă ca una, ca una sau două, de asta am întrebat cum este configurat, să nu fie la etaj. Spun că au pacienți care sunt în scaun cu plătiri, sunt pacienți care sunt care merge în gând. Ce face că... Problema e unul următor. Proiectul pe dispensarul la Vrătila, ca și vizuale la Vrătila, ca și orice proiect de dispensare din țara asta, este avizat de DSP. DSP-ul este autoritatea care avizează orice construcție genul respectiv. Ei sunt cei care au dat girul și au acceptat acel proiect pe care proiectantul l-a gândit, cu două cabinete, unul la etaj, unul la partier. Din punctul meu de vedere, nu ar fi o problemă, e adevărat. Pentru medicul care va avea cabinetul la etaj, o să fie o problemă cu persoanele cu handicap. Acceptul se face în dispensar și pentru persoanele cu handicap, poate fi consultat cu o problemă jos. Dacă e, nu cred că e o problemă ca un medic sau un asistent să coboare 15 scări, 15 trepte și să facă un consult în cabinetul celălalt medic. Plus că, din punctul meu de vedere, viitorul preconizează schimbări în ceea ce înseamnă cabinetul la Heregiu. Cred că în viitor apropiat, nu știu câțiva ani, 2-3 ani, nu vor mai fi două medici umani la Heregiu, pentru că scăderea populației e o problemă și sunt din ce în ce mai puțin. Și eu am zis la lucrul ăsta. Doamne, doctor, eu am înțeles, nu sunt mulțumit de treaba și la acum vom merge o treabă. Posibil să fie, să nu fie mulțumite. Cabinetul medical e pus la dispoziție de către Consiliul Local, concesiune sau închiriere. Dacă simbolic, dar cu taxă. Deci, acolo unde mulțumit, nu? Știu. Nu știu câte cabinete medicale în țara asta sunt în clădirile sau instituțiile, în clădirile prin urmă. Nu e ok și nu sunt mulțumit de condiții, poate să-și închirieze un spațiu
Și poate să vreau probabilități. Din punctul meu de vedere, atâta timp cât DSP-ul a dat avizul și un proiect finanțat de către PNDR, obținând mai multe avizii, nu văd nicio problemă. Mai ales că e făcut-o conform normelor. Dacă acum 2 ani dispensarele erau avizate fără să aibă toaletă și apă curentă și canalizare, astăzi vă spun că amândouă dispensare vor avea apă curentă, canalizare, cu condiții ultramoderne, pot să spun, și din secolul 21. Nu e condiționat, căldură, centrală termică, nou, termoizolat, cabinete mari, așa cum panouri solar, nu știu, vestiar pentru asistente medicale. Da, e adevărat, e un cabinet sus și unul jos. Și la spital are 9 etaje. Da. Are lift. Da, au lift, da. Bine, soluția au lift. Ce să-i proiectați? Nu puteam să facem nimic pe situația asta, pentru că proiectul e făcut de către un proiectant care și-l asumă, e vorba de domnul arhitect Lefter, așa îmi scapă. Apoi toată documentația este avizată de către instituția de abilitate, depus la finanțare la Ministerul Dezvoltării și finanțare. Nu s-au luat în discuții chestia că nu sunt avizate, că sunt, nu sunt ok. Ideea este un disconfort pentru chestia asta. Cred că era mai mare disconfort înainte când se încălzeau cu gode, nu? Și se spărau prin mâini cu apă de la... Cum se numește la trecuț? La pazină la care, da. Mai aveți alte întrebări? Da, domnul Mădălina? Da, domnul primar, la... Acum facem vizitele la Drăgugești cu renovarea asfaltului acolo. Și vă spun că imediat cum urcăm în pantă spre centru, sunt două porțiuni destul de mari, nu știu cum l-a fost curățat, de rău să vedeți, chiar vă rog să mergeți dumneavoastră, domnul Vice. Deci e fragmentat asfaltul, deci pur și simplu este fragmentat, într-adevăr nu este lipsă, n-a sărit de acolo. Dar dacă nu, dar tot deci faceți renovarea și nu faceți și lucrul ăsta acum, acolo... Da. E imediat în următoarele trei săptămâni. Ați văzut, da? Despre ce e vorba? Da, și... Totodată, tot acolo în centru, cu biscuiții aia. Au adus băieții vreo câțiva biscuiți. Nu, nici nu se potrivesc ca și dimensiuni sau ca și model. Și doi, nici nu sunt suficiente. De ce a schimbat zborările care s-au pus domnul Geu scaunul? Că ați văzut și celălalt. Deja sunt într-o stare deplorabilă. Deci n-au ținut nici câteva luni. Adică aia trebuie să neapărat schimbați tot. Nu. Știți foarte bine că reparația sectorului respectiv nu a fost luat în calcul. L-am luat în calcul, cum le spun, la trecută. De fapt, vinerea a fost săptămână când am fost în teren și am văzut că doar reparația, așa cum am văzut eu inițial, nu se pretează și nu merită. Ținând cont că o să avem un asfalt nou frumos și până la preț, până la părău, parcianta e ok, iar asfalt nou, iar în mijloc tot centrul arăta foarte rău. Și atunci am găsit niște artificii de un domnul contabil pe întreținere și să... Așa este și normal, dacă o facem ca coadă, să facem ca coadă. Ne-am oprit luni din asfaltare și din reparații, pentru că s-au înțeles săptămână de ploi și n-am avut să risc absolut deloc. Echipa nu e plecată de acolo. O să curățe dacă mai sunt locuri în care nu au fost curățați și sunt convins că sunt, pentru că am văzut și eu acolo în capul cimentului. Deci e păcat acolo. Da, inițial a fost discuția doar să facem acolo în fața bisericii, mi-au fost rupt de către viitorile din anul trecut de la ploaie. După aceea am văzut că și betonul arată foarte rău, mă întreb dacă tot e frumos până aici sau e cât de cât ok. Asfaltul nou o să arate destul de bine pentru că e nou și drumul e îngust și o să fie destul de în regulă. Era păcat să nu faci și în centru, mai ales ținând cont că am făcut și în fața bisericii, și în fața școlii, și cel acela civic, care nu arată rău deloc, să asfaltăm dintr-o capăt în altul. O să interveni și la biscuiții respective. I-am sunat atunci când ne-ați semnalat, am văzut că au trimis... Dar i-au venit atunci, dar zici că nu mă lăsăm și vine... Da, cred că au trimis doar biscuiții, păi că ați văzut că erau mulți. Dar nu am măsurat dacă în cap sau în cap. Nu e problemă. O să vină și să le facă. Fii, trebuie de neapărat acum până să veniți covorul, știi? Da, de covorul. Iar acolo imediat îmi poate vă spun. Deci acolo faptul că se fac manevrele de schimbare în mașinice, probabil și asta și dus la deteriorarea asfaltului, să opresc mașina, să mai scuzi. Deci ăla e spărmat tot, e trebuit asfaltul. Nici problemă, dar să nu treacă să mai pun un strat subțirii peste, că am făcut o treabă... O să coliți acolo, în zona respectivă, oricum, o să treacă acolo, vine doar un singur strat de asfalt, e vorba de strat de binder, din sus până jos. Totul aia e sub de până, acolo în fața bisericii am turnat doar două straturi, pentru că era mai mult săpat.
E ok, o să... Asta e. Da, aveți întrebări? E un proiect care nu s-a terminat și o să mai lucrez, cred că săptămâna care vine, eu înțeam mai din nou, de asta m-am și oprit. Eu am venit cu propuneri la ceea ce trebuie să facem înainte de altul nostru. Cum e, dar de lemn, dacă tot e vorba, deci un canalul de la voi, pe acolo, tot ăla care trebuie de ocupat și ăla, ăla care e lăsat. Nu, toate canalele de la de lemn sunt, vor fi reparate. Deja am început, n-ați văzut. Chiar la Dăline am văzut că o șepară pe tot ce au fugit, nu știu care e explicația, pe râul Sapă de sub, în zona respectivă. Terien, da, 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 da. Eu nu sunt mulțumit de felul curată drumul la, da, da. De la Dăline deloc. N-ar fi trebuit, drumul la Brătila arată mult mai bine și făcut 13 ani de zile, dacă poate să mă vedeți bine. Dar în fine, da, domnul Dăline, mai aveți întrebări? Nu. Nu. Domnul Zărnescu. Domnul Ibar, avem nevoie de niște balastră acolo pe nouă mâncea, nu? Da. Da, pe azi am stat cu Vali, au dus dimineață, pentru că mă sunase cineva de pe strada Părâul de acolo de jos, unde unui podul prin Bahă și am dus două mașini. Să facem bă. Și o să ducem, cred că nu azi, dacă nu plouă mâine, și în partea aia spunistor. Și o întrebare, ce facem la dispensarul ăla? Mai facem magazin pentru lemn? Ce călători se gădește la iarnă? Deci, dispensarul la Brătila este finalizat. Urmează să facem recenția, dar pentru că nu s-au depăsat cei de la inspectoratul construcții. Am amânat recepția undeva după întâi. Este finalizat. Arată destul de bine. E ok. Este avizat, autorizat. Magazia respectiv la care dumneavoastră faceți referire nu este magazia noastră. Este o clădire ridicată înainte de 90 pe terenul unui anume ungureanu care și-a revendicat terenul, are act de proprietate pe el, dar nu... Domnul primar, nu vreau să spunem altceva. Suntem aici, noi trebuie să fim ajutorul oamenilor. Da. O cheamă și vedem și dacă iese cazul, o să-i plătim terenul ăla, o să facem magazin acolo. Nu am nicio problemă. Problema este... Nu e cazul, dar de acord nu. Eu pot să vă spun că abuziv, așa pot să spun, am prefăcut gardul și pe bucata lui Ungureanu, că nu se pare normal să rămână în paragină. Dar terenul este al nostru. Terenul primăriei este doar atât cât ține, cum se numește, căminul cultural, că dispensarul uman, plus în spate un metru jumătate sau chiar și mai puțin, dacă nu mă înșel, plus vechea clădire a toaletelor în curte, pe care nu le-am dărâmat și am gândit-o eu împreună cu Vali să le folosim acea clădire ca și depozit de lemne, dar nu e nevoie de un depozit de lemne pentru că căminul dispensarul de la Brătila are două sisteme de încălzire. Are un sistem prin centrală, prin gazificare, care merge pe lemne, este adevărat, și un sistem cu centrală electrică, și pentru aer cald și pentru aer rece. Și din punctul meu de vedere, pentru cabinet, este mai ok să folosească acest sistem electric. Pornește doar 2-3 ore pe zi, nu au nevoie de fructe. Și plus de asta, având centrală termică autorizată, nu se poate folosi decât numai cu o persoană autorizată. Și de câte știu eu, cabinet nu-și permite să plătească un al doilea sau un al treilea om care să-i facă foc. Cel mai simplu să încălzească la un sistem acela de încălzire electric, care e și eco și cred că și ca și cheltuială tot acolo. Dar cum pe lemne, îl pui la uscat, crapuri, spargerea, pentru o fiecare zi, tot acolo ești. Acolo avem o clădire a dispensarului și un spațiu care era și înainte liber. Am închiriat tot pentru activități medicale, dacă ar fi solicitări de, eu știu, de cabinetul stomatolog, sau o farmacie, sau ceva, suntem, putem pune la dispoziție și că sunt țări separate, cu toalete separate. Vis-a-vis de magazia ce, eu cred că o să trebuia să, dacă... Putem încerca și eu varianta care a spus ceva, de a discuta cu Ungureanu. Nu știu dacă... Eu nici măcar nu știu cine sunt. M-am mai interesat, la un moment dat aveam impresia că e un Ungureanu care are legătură cu fostul ministru Răzvan Ungureanu, dar nu, de fapt nu era așa. Tot de la Iași sunt, profesor universitar, ceva, oameni și-au luat la alte acte pe teren, dar nu au venit la televizor. Ce s-au venit la televizor? Dacă nu mă știu, nu știu casă. Cu vinuță. Care vinuță? Bun. A, domnul Inginer, da? Domnul Inginer. Eu colaborez foarte cu domnul Inginer și... Sunt neamnă, da. Ce bine să o cumpără, să fie, măcar o parcare să facă. Sunt mulți moștenitori, e cineva de la Suceava, are o fică pe la București.
Unii OBAD, mai sunt doi... Da, nu să știți piața pentru că am făcut procesul. Dar am făcut proces pe legea 10. De asta mai sunt încă doi la Iași. Nu mi-asum riscul de a construi ce altul mult om și nu știu dacă mai trăiesc, nu știu dacă au moștenitori și n-am cum să iau legătura cu moștenitorii. Cred că nu, că erau destul de vârstă amândoi. Ce am urmărit că domnul inginer? Domnul Durdu s-ar putea să mai... La domnul Durdu? Da, nu știu, o să încercăm să dăm din dânsii. Acum știți cum, în momentul în care sun, eu trebuie să fac o ofertă. E o ofertă, pot să fac pe 0 lei astăzi. Noi nu avem bani în buget, cumpărăm teren, dar trebuie să o soluție. Poate soluția e... Poate o da, putem să încercăm, dar discutăm cu domnul. Oricum, eu știu că era și când mare și casa acolo, cu tot puterea da, da, adică mă gândesc cu dacă vrea să vândă în fine, dar nu știu ce să zic. Dar putem încerca să avem o discuție cu... La un moment dat a fost de vânzare, dar nu mai știu. Da. Acum mai dăm bani. Da, mai... Așa să vă spun eu, așa să vă spun eu, domnul Vinte, și apoi dacă nu mai sunt probleme, trebuie să închidem ședința. Ați văzut că am terminat corpurile de la Școala Generală Gheleghiu, mă refer la grupurile sanitare, curtea interioară și fațada renovată. Mă arată destul de bine, chiar sunt mulțumit de felul care arată. Acum am la DLN și o să punem la punct și curtea de la DLN. Am zis că tot nu și acolo placă de beton, măcar în partea de intrare. M-am făcut gardul lateral și face și gardul din față. Urmează Drăgugeștiu, unde am avut o discuție cu doamna director pentru că au fost acele salarii pe care noi le plătim ca de taxe de deplasări și nu s-au cheltuit pentru că perioada pandemiei nu s-a făcut gaveta. O să-i folosim pentru, și bine, și cu sprijinul nostru, atât cât o să putem, să izolăm clădirea școlii de la anexe de la Drăgugești. Fost asemenea că am făcut-o și ce mai e de făcut acolo. Ce vreau să vă spun? Mă gândeam, bine, acum doar în fază de discuții și în fază de proiect. Iar asta bine pentru că viitorul e clar, din punct de vedere, în câțiva ani, nu știu câțiva ani, cel puțin gimnaziul intrarea comună va fi la școala de centru. Și că vrea primarul, că nu vrea, că vrea, că vor consilierii, că nu vor, aici e viitorul ca în orice comună, de altfel. Școala arată destul de bine astăzi și destul de dotată. Îi lipsește un teren de sport, de educație fizică, o sală de sport, mai bine spus. Am încercat să accesăm niște fonduri pe CNI. Nu putem să o facem pentru că sunt niște condiții draconice și nu. Din punct de vedere, nu sunt ok. Cred că spus și acasă ca să nu pot fi luați banii. O condiție care nu pot respecta, în primul rând, e suprafața terenului. Din 2500 metri pătrați, nitravilan, nu știu câte comune au suprafața respectivă nitravilan, plus care de acces să fie de minim 15 metri, iar cel puțin două laturi să aibă 10 metri lățimi să ajungă mașinile de pompieri și nu știu ce. Deci, clar, pentru sala de sport cu finanțare CNI nu putem să facem. Mă uitam cu spatele dispensarului și cu spatele școlii, le-am putea acumula și să facem un 2 mm pătrați, 1500, să facem un mini teren, o bază sportivă micuță pentru ca elevii, dar doar elevii, să aibă unde își desfășura orele de educație fizică, măcar perioada cât e cald și bine. Mă uitam înainte de a se opri școala, domnul profesor de educație fizică, pentru că tot eram pe spate, că aveam lucrări, făcea ora de educație fizică pe alea din fața școlii. Nu mi se pare ok și nu mi se pare în regulă, ținând cont că avem pretenții mai mari astăzi. Și mă gândeam dacă o să am girul dumneavoastră în situația în care găsim ceva resurse să facem, repet, cumulând o parte din terenul dispensarului din spate și cu spatele școlii, pentru a putea să scoatem măcar un 25-30 metri pe un 18-19 metri lățime. La fel, cu teren sintetic și cu gard împrejmuitor. Dar asta doar în situația în care găsim o înțelegere undeva și putem face de niște bănuți, nu neapărat anul ăsta, mă gândesc și anul viitor, că anul ăsta deja e trecut din punct de vedere. Da, dacă vreți de voastră ceva întrebări. Mai aveți ceva întrebări, discuții? Dacă nu, de fapt, chestii să-ți prezintă.